Domnul, înainte de ieșirea sa, a spus, Vine stăpânitorul lumii acesteia și el nu are nimic într mine. Cine a încercat cu adevărat cândva în viața sa să păzească poruncile lui Hristos, acela într-o oarecare măsură poate înțelege nemărginita măreție a spuselor Domnului, nemărginire pentru tot omul de-a lungul întregii istorii a lumii. În zilele vieții pământești a lui Hristos, oamenii, ascultându-L, se aflau în aceeași nedumerire ca și acum. Ceea ce grăia Hristos nu era după om. Aceasta o vedeau toți și, nefiind în stare să conceapă arătarea lui Dumnezeu într-un chip atât de smerit, au strigat, Are demon! Iar alții ziceau, Nu, cuvintele sale sunt cuvintele unui îndrăcit. Deci ziceau mulți dintre ei, are demon și se nebunește. Pentru ce îl ascultați? Dar alții le-au răspuns, cu adevărat este proroc și dezbinare s-a făcut în norod pentru dânsul. Starețul Siluan era om și cuvintele rugăciunii bisericii de plin îi se potrivesc. Nu este om care să viețuiască și să nu greșească. Și totuși, în cuvântările și în scrierile sale, întâlnim cuvinte ce covârșesc măsura omului obișnuit, ducând către acel prag unde nu ajunge înțelegerea oamenilor normali. Și cu toate acestea, nu încape și nu poate încăpea îndoiala că ceea ce se spunea despre sine era curat adevărul. Aproape o jumătate de veac a trăit în mănăstire sub ochii a multe sute de oameni, dintre care mulți trăiesc până astăzi, adică până în anul 1948. Starețul Siluan a trăit în condițiile vieții de obște, unde cât se poate de limpede, iese la iveală orice boală psihică. Mulți nu l-au iubit, unii îl ocărau în față numindu-l înșelat, alții spuneau, o, blestemat sfânt! El însă niciodată nu a răspuns necuvincios. Desigur, acesta era darul Harului, pentru care toată viața și-a petrecut-o într-o nevoință fără seamăn. Spre a nu încărca peste măsură cartea, nu voi reda aici toate cuvintele fericitului stareț, care depășesc hotarele măsurii obișnuite a omului și pe care cititorul atent le va afla în scrierile sale, de pildă, acolo unde el, întemeindu-se pe experiența sa de mulți ani, spune că la sfinți rugăciunea niciodată nu se întrerupe, sau următoarele. La început, neavând eu experiență, am primit un gând de curvie. M-am dus la Duhovnic și i-am spus, am primit un gând de curvie. Duhovnicul îmi zice, niciodată să nu primești. Și de atunci au trecut 45 de ani, și nici o singură dată nu am primit gând de curvie. Niciodată pe nimeni n-am mâniat căci sufletul meu își amintește de dragostea Domnului și de îndulcirea Duhului Sfânt și uită de ocării. S-a petrecut și următoarea întâmplare. Printre frații mănăstirii se afla un minunat nevoitor, schimonahul Spiridon, care o jumătate de secol a trăit în obște. Din fire era un om zdravăn, puternic, trupește și sufletește și foarte iubitor de osteneală, era un adevărat monah puternic în nevoință. Din primii ani în viața monahală, el a iubit rugăciunea lui Iisus și a petrecut neclintit în această lucrare, care cere o deosebită răbdare, luarea minte și înfrânare. Ca și cei mai mulți monahi din Sfântul Munte, Părintele Spiridon era foarte simplu, aproape analfabet, dar cu toate acestea era un om înțelept, din îndelunga deprindere cu lucrarea minții, dobândise o înțelegere limpede a puterilor omenești, a însușirilor sufletului. Înțelegea că rugăciunea minții cere ca mintea să se elibereze de toate întipăririle și, cu tăria unei adânci credințe, purta această nevoință de neajuns celor mai mulți. Ascultarea Părintelui Spiridon era una plină de griji, era econom la Crumița, metocul mănăstirii aflat pe partea de nord-vest a peninsulei Atosului. În deletnicirile de bază ale gospodăriei Crumiței erau livezile de măslin și podgoriile. Ultimii trei sau patru ani din viața sa și a petrecut în bolnița mănăstirii, suferind rău de un reumatism ce îi deformase încheieturile mâinilor și picioarelor și îl lipsise de putința de a mai lucra. S-a întâmplat ca într-o iarnă, când starețul Siluan se îmbolnăvise de o cripă și zăcuse câteva vreme în bolniță, să i se dea o laviță lângă părintele Spiridon. În acea vreme, în odaia alăturată, se afla un ierodiacon volnav. Într-o zi, părintele Spiridon ședea pe lavița sa cu fața către părintele Siluan. Acesta zăcea îmbrăcat, adică în dulamă și în cins, cum este totdeauna obiceiul nevoitorilor de la Atos, ca semn că sunt gata zi și noapte a se ridica la rugăciune. Părintele Spiridon vorbea de rugăciune, iar starețul Siluan îl asculta în tăcere. Uite, te silești și te silești să păzești rugăciunea, iar când te îndeletnicești cu vreo treabă care îți ceva gândire, iată că se întrerupe rugăciunea, dacă trebuie să cureți măslinii și te uiți la crengi și chipzuiești cum să le cureți mai bine, odată îți pierzi rugăciunea, zicea părintele Spiridon. La aceste cuvinte, starețul Siluan s-a ridicat de pe laviță, s-a încălțat cu cizmele și a pus un cojoc călduros, căci era frig, și spunând încetișor, nu se întâmplă acest lucru cu noi, a ieșit din bolniță și s-a dus la chilia sa. Uimit, părintele Spiridon a șezut câteva vreme nedumerit, iar apoi s-a dus la patul irodiaconului bolnav din odaia alăturată. I-a povestit convorbirea cu, cu părintele Siluan și i-a zis, Părinte diacon, îl cunoști bine pe starețul Siluan. Spune-mi ce înseamnă cuvintele, nu se întâmplă acest lucru cu noi. Diaconul tăcea. Părintele Spiridon a zis mai departe, Sau rătăcește, sau este mare. Irodiaconul, cunoscându-l pe părintele Spiridon ca fiind un nevoitor bătrân și experimentat, îi spune, Părinte Spiridon, și vă puteți mai bine decât mine să înțelegeți ce înseamnă aceste cuvinte. Părintele Spiridon a rămas pe gânduri încă o vreme, apoi s-a dus zicând, da, uimitor lucru.